Legătură directă cu purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe din Israel, Lior Hayat. Good evening. Bună seara. Good evening. Bună seara. Shalom from Jerusalem. Și pace din Ierusalim. We are in breaking news. Suntem acum la breaking news. Principala poveste acum este, principala știre este la Bruxelles. Avem un atac terorist în Bruxelles. Doi oameni au fost uciși. Lângă o sinagogă a avut loc. Cum reacționați? Din păcate, este realitatea în care trăim, face parte din teroare, atacurile teroriste, cum am suferit și noi acum o săptămână, un atac brutal împotriva civililor israelieni din partea teroriștilor Hamas, care i-au ucis 1300 de israelieni aproape de fâșia Gaza, de Gaza și statul Israel. Nu am informații despre atacul terorist din Bruxelles, dar sună ca un alt atac terorist face parte din ideologia Hamasului, organizație antisemită, teroristă, mai rea decât ISIS. Comunitatea internațională trebuie să condamne și să înțeleagă că Israelul se apără. Israelul se apără, este în autoapărare împotriva unei organizații teroriste care asta face, asasinează oameni israelieni și nu numai. Lior, avem această informație acum. Ministrul de Interne din Belgia spune că probabil e un atac antisemit. Un jurnalist spune acum că teroristul striga Allahu Akbar. Toate elementele pe care le avem acum aici arată un atac antisemit, două crime. Capitala politică a Europei, în Bruxelles, e bine, această știre a apărut acum peste tot. Vă așteptați să mai existe asemenea atacuri și alte asemenea atacuri în Europa și, nu știu, în alte locuri, poate în Statele Unite, la ce vă așteptați? E bine, știm că Hamas dă mesaje musulmanilor extremiști din lume să atace pe evrei și Israelul. Este rezultatul ideologiei Hamas. Nu am alte informații despre ce ați spus acum, în afară de ce am auzit acum de la dumneavoastră, dar știm că evreii au fost și sunt ținta terorismului islamist de ani de zile. Terorismul este controlat de Iran, care este în spatele celor mai multe activități teroriste din Orientul Mijlociu. Trebuie toți să luptăm împotriva terorismului uniți. Nu e doar problemă evrească sau a Israelului, ci a întregii lumi. Și dacă vrem să trăim ca oameni liberi în lumea liberă, trebuie să luptăm contra acestor teroriști, acestor organizații care seamănă cu ISIS. Sunt brutali, sunt animale, sunt inumani și trebuie învinși. Azi am văzut ministrul de externe iranian care făcea această ofertă, spunea că vorbea în numele Hamasului, care va elibera 200 de ostateci, de prizonieri, spunea că va face asta dacă veți opri atacurile, bombardamentele în Gaza. Ce credeți? Sigur, credeți asemenea ofertă în asemenea ofertă? Nu cred. Orice cuvânt pe care îl rostesc ei este o minciună. Am văzut pe cei care iau apărarea Hamasului și neagă atrocitățile comise în Israel săptămâna trecută, pe 7 octombrie, și ei sunt cei care au publicat fotografii și videouri cu ei înșiși care ucid copii, femei, i-au 190 de ostateci și i-au dus în fâșia Gaza. Este o crimă împotriva umanității, este o crimă de război și trebuie să vă spun că este un pogrom, n-am mai văzut așa ceva încă de la Holocaust încoace. Este clar cine răspunzător, trebuie să condamnăm terorismul și să înțelegem că Israelul acționează în autoapărare, iar scopul nostru în acest război este să eliminăm
Hamasul și controlul Hamasului asupra fâșiei Gaza nu vom permite ca Hamas să continue să amenințe cetățenii israelieni pe teritoriul nostru. Lior, trebuie să mă mut să fac legătura cu Bruxelles-ul. Acest atac este știrea momentului, bineînțeles. Am auzit multe lucruri despre ce se întâmplă acolo și vom reveni. Vom reveni la dumneavoastră în zilele următoare ca să mai primim alte informații din partea guvernului israelian. Mulțumesc mult și eu mulțumesc.